Există două categorii principale de fibre alimentare, solubile și insolubile. Fibrele solubile sunt un tip de fibre care se dizolvă în apă și formează în felul acesta o substanță groasă asemănătoare unui gel. Fibrele insolubile însă nu se dizolvă. Acestea, în schimb, absorb lichidul pe măsură ce călătorește prin tractul digestiv. Beta-glucanul este o formă specifică de fibră dietetică solubilă. Se găsește în pereții celulari a anumitor tipuri de plante și ai unor drojdii, bacterii, ciuperci și alge. O putem găsi de asemenea sub formă de supliment. Sunt Alin Ispas și te invit să rămâi alături de mine pentru a discuta despre beneficiile acestei fibre asupra sănătății noastre. În 1854, un raport de caz a fost publicat în precursorul British Medical Journal, sugerând că 2-3 linguri de drojdie de bere în fiecare zi ar putea vindeca diabetul în 6 săptămâni. Însă a mai durat încă 150 de ani până când a fost în sfârșit testată această afirmație într-un studiu clinic controlat, randomizat, dublu orb, cu aproximativ o jumătate de linguriță de drojdie de bere pe zi, timp de 3 luni. Ce s-a întâmplat? O scădere semnificativă a glicemiei la post și a hemoglobinei A1C, precum și o îmbunătățire a sensibilității la insulină. Ce înseamnă însă aceste cifre? Hemoglobina A1C este o măsură a cât de ridicat a fost nivelul glicemiei noastre în timp. Sub 6 înseamnă că am avut glicemii normale, între 6 și 6,5 înseamnă că avem prediabet, iar orice peste 6,5 înseamnă că avem diabet. Sigur, putem avea un diabet bine controlat sau un diabet mult scăpat de sub control, dar orice peste 6,5 este considerat diabet. În cadrul studiului de care am amintit, grupul placebo a început la aproximativ 9 și a rămas în jurul valorii de 9. Dar grupul cu drojdie de bere a scăzut de la 9 la 8. Așadar, grupul placebo a rămas blocat la 9, în timp ce grupul de drojdie a scăzut. Nu au fost vindecați aceștia, dar în 3 luni au reușit să obțină un control foarte important și mai bun al diabetului, doar consumând o jumătate de linguriță de drojdie de bere pe zi, ceea ce ar costa foarte puțin. Dar doar pentru 7 săptămâni, din nou, un total de aproximativ o jumătate de linguriță de drojdie de bere pe zi. Au început cu un nivel de A1C de 8. Se pare că placebo a ajutat un pic, dar drojdia chiar mai mult. De la 8 a scăzut la un nivel aproape non-diabetic de 6,6. Și asta e uimitor. Cum a fost posibil? Industria farmaceutică încearcă de zeci de ani să descopere așa numitul factor de toleranță la glucoză din drojdie. La urma urmei, niciun acționar nu va fi mulțumit de o terapie pe care o poți cumpăra cu câțiva leuți pe zi. Știm că, indiferent ce anume din drojdie face acest lucru, ea conține și oligoelemente de crom. Și s-au întrebat, putem da doar suplimente de crom? Administrarea de crom, pur și simplu, nu pare a fi deosebit de eficientă. S-ar putea ca fibrele speciale din drojdie, beta-glucanii, să joace un rol? S-au întrebat. Suplimentarea cu cantitatea de beta-glucani care se găsește în 2 până la 3 lingurițe de drojdie de bere pe zi a avut ca rezultat o talie mai subțire și o scădere a tensiunii arteriale în 6 săptămâni. Oamenii din acest studiu și-au redus talia cu aproximativ 2,5 cm, în ciuda faptului că n-au înregistrat nicio modificare semnificativă a aportului caloric. Presiunea arterială a fost de asemenea redusă semnificativ, un efect observat și în cadrul drojdiei de bere întregi. Doar o jumătate de linguriță de drojdie de bere pe zi a adus la o scădere semnificativă a tensiunii arteriale ridicate, care de altfel este un factor cheie în complicațiile cardiovasculare și renale ale diabetului. La fel ca și alte tipuri de fibre solubile, beta-glucanul încetinește trecerea alimentelor în timp ce acestea călătoresc prin intestin.
Acest lucru mărește timpul necesar organismului nostru pentru a digera alimentele, ceea ce ne poate menține senzația de sațietate pentru mai mult timp. Beta-glucanul încetinește de asemenea absorpția zahărului în fluxul sanguin. Acest lucru poate să ajute la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge și la îmbunătățirea reglării glicemiei. În plus, această fibră reduce absorpția colesterolului în tractul digestiv pentru a susține un nivel sănătos al colesterolului din sânge. Beta-glucanul se găsește în mod natural într-o varietate de surse alimentare. Cerealele precum orzul și ovăzul conțin cea mai mare concentrație de beta-glucan, deși acesta se găsește și în alte alimente. Printre sursele bune se numără sorg, secară, porumb, triticale, care este un hibrid de grâu și secară, grâu durum, orez, ciuperci și alge marine. În plus, fibrele se găsesc în anumite tipuri de bacterii și ciuperci, inclusiv în Saccharomyces cerevisiae, care este folosită pentru a produce drujdie nutritivă, vin, bere, drujdie de bere și unele produse de panificație. Sigur, asta nu înseamnă că băuturile alcoolice sunt o sursă bună de beta-glucan. Beta-glucanul a fost asociat cu o varietate de beneficii pentru sănătate. El stimulează sănătatea inimii. Mai multe studii au constatat că beta-glucanul poate promova sănătatea inimii și poate proteja împotriva bolilor de inimă. De fapt, în 1997, Food and Drug Administration sau FDA în Statele Unite a aprobat o mențiune de sănătate care afirmă că beta-glucanul din ovăzul integral, tărâțele de ovăz și făina de ovăz integrală ar putea reduce riscul de bol de inimă. Acest lucru se datorează faptului că fibrele pot reduce nivelul colesterolului total și LDL rău din sânge, ambii fiind factori de risc pentru bolile de inimă. Potrivit unui studiu, consumul a 3 grame de beta-glucan pe zi timp de 8 săptămâni a scăzut nivelul de colesterol rău cu 15% și a redus colesterolul total cu aproape 9%. Beta-glucanul este de asemenea bogat în antioxidanți care sunt compuși ce pot ajuta la neutralizarea radicalilor liberi dăunători, la prevenirea inflamațiilor și la protejarea împotriva afecțiunilor cronice, cum ar fi bolile de inimă. De asemenea, beta-glucanul stimulează sistemul imunitar. Deși sunt necesare mai multe cercetări la om, unele studii sugerează că beta-glucanul ar putea fi benefic pentru sănătatea sistemului imunitar. De fapt, mai multe studii efectuate pe animale și neprobete au constatat că beta-glucanul ar putea ajuta la activarea celulelor imunitare și la protejarea împotriva infecțiilor. Mai exact, s-a demonstrat că beta-glucanul crește activitatea anumitor tipuri de celule imunitare, inclusiv a macrofagelor, a neutrofilelor și a monocitelor. În plus, alte studii neprobete și pe animale au arătat că beta-glucanul poate reduce nivelul mai multor marcări utilizați pentru a măsura inflamația, inclusiv factorul de necroză tumorală, TNF-ul, interleuchina 1 beta și interleuchina 6. De asemenea, așa cum am văzut, deja beta-glucanul reglează nivelul de zahăr din sânge. Unele cercetări sugerează că ar putea îmbunătăți gestionarea zahărului din sânge. Conform unei analize a 4 studii, administrarea zilnică a 2,5-3,5 grame de beta-glucan timp de 3-8 săptămâni poate reduce nivelul de zahăr din sânge la post și poate îmbunătăți reglarea glicemiei pe termen lung la persoanele cu diabet. Alte studii au constatat că adăugarea de beta-glucan la mesele care conțin carbohidrați ar putea reduce nivelul de zahăr din sânge și de insulină după masă. Mai mult, o altă analiză amplă a raportat că un consum mai mare de fibre din cereale, inclusiv beta-glucan, ar putea fi asociat cu un risc mai mic de a dezvolta diabet de tip 2.
Sunt Alin Ispas și vă mulțumesc pentru că ați ascultat până la final acest video. Nu uitați să ne lăsați un comentariu, de asemenea să dați un like, un share sau să vă abonați dacă n-ați făcut lucrul acesta. Vă reamintesc că puteți susține comunitatea inginerii Crelui pe Patreon pentru a putea continua prezentarea studiilor clinice. Link îl veți găsi în descriere împreună cu link-uri pentru toate sursele pe care folosim pentru crearea acestor videoclipuri. O zi sănătoasă vă dorim!